toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și preaslăvit este numele Tău în veci, că drept ești întru toate câte ai făcut nouă, și toate lucrurile Tale sunt adevărate. Înțelepciune din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a voit să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului. Socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Și ce voi mai zice? Că timpul nu va ajunge ca să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slab ce erau s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă, unele femei și-au luat pe morții lor în viață, alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea.
ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit bagiocură și pici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost puciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit puciși cu sabia, au privegit în piei de oaie și în piei de capră. Lipsiți, strâmtorați, rău primiți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduință, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Pace ție celui ce ne-ai înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. În Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan Cetire, a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Și Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat un israelitian, în care nu este vicleșug. Natanael a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsa Natanael și a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat, vă spun, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se.